Bună ziua, dragi, bun găsit la întâlnirea cu Profum Online. Așa tot începe automatism ăsta. Ce vreau să vă arăt este un lucru inedit, îl bănuiam. Atunci când e sărăcie cumplită și matca este destul de viguroasă și în continuu ouă, albina o întrerupe. Și iată aici cum un grup de albine, ia uite asta cel puțin, este înrăită, agățată de arii și o blocastră. Da? Matca este încă viguroasă, nu o slăbesc deloc. Iată, urc în capul ei și spune, ori o albină pătrunsă din altă parte, ceva nu e regulă, dar nu, asta e important, că nu agață pe ea. Deci, pe albina asta, dacă... celălalt, uite, ar dori să o lase, să-și vadă de treabă. Este tâmpită asta, așa. Uite, cum urcă în spatele ei și nu lasă deloc. Nu iartă. Dar iartă tot. Hai tu, asta ești. Te-am omorât pe tine. Vedem ce face. Scapă să mai găsește o alta? Să o agați? Uite că am reușit. I-o dat drum. Deci e posibil să apară o albină din întâmplare care a intrat, astea nu descoperă și aceea o blochează. Are un moft. Garda o supraveghează, se uite la ea, vede că e blocată, dar nu sare în gâtul și în capul dătăroancei alea. Iată cum a scăpat. Iată de ea își vede de treabă. Da? Parcă spun fetelor, de ce m-ați lăsat așa să-și bată joc de mine? Mai vedem dacă mă apare vreuna care... ideea era asta, nefiind sărăcie, nefiind, deci, hrană, încearcă să o stopeze la o oată. Dar nu e în regulă cum procedează, deci nu-i treaba corectă. Ar trebui toate să dea... și este agitație mare pe în jurul ei. Nu-i semn că o agrează, nu știu ce se întâmplă. Dar nu ar trebui să miște albina în felul ăsta. Din contră, și ar trebui să-și vadă de treabă, să vă arăt când e liniște și pace, cum anume fiecare își vede de treaba ei, care au destul de treabă acum de făcut. Înseamnă că mai mult ca sigur e semnul sărăcii. Uite cum o să duc după ea, o urmăresc, o duc pe partea alaltă. Semnul sărăcii și nu sunt mulțumite să mai vadă că încă mai ouă. Ce să faci tu? Nu mai arde de crescut puișori timpul ăsta așa de greu. Problemele astea de complicate, așa. Asta se întâmplă și în viața de toate zilele, nu? Iată și când n-ai pe ce pune mâna, trebuie să faci, crești copii. Iată pe aici. Nu, este un semnal dat în familie de oprirea ei de la oat. Cred că asta este. Nu, așa zarvă nu e posibil. Decât atunci când pătrunde o matcă străină, când e ca și cum asta ar fi străină și acum încearcă să o facă ghem, dar ar mai trebui să mai fie o matcă. Nu cred. Mai degrabă este asta, semnalul sărăcii și lupta lor pentru supraviețuire înseamnă așa. Nu avem cum să o mai lăsăm să-și facă, să mai depun ouă, că și așa suntem noi, vai de capul nostru. Da? Da, deci vedeți, nu așa trebuie procedat. Și vede fiecare treabă și ea îi spredesc celulele, ia ouă liniștită, dar așa o urmăresc acum. Tocmai asta parcă vor să spun, să nu cumva să mai faci un ouă. Că nu ne mai trebuie. Nu ne mai trebuie puișori. Cum să stea grămadă? Tâmpite? Nu. E, și asta v-am arătat. Acum nu l-am mai chemat pe Fănică. Am încercat să rezolv singur treaba pentru că el are altceva de făcut. Iar eu pot să o fac acum cu singură mână. Camera e micuță.
Încă o dată mulțumesc, Aura și Adi. Adi și Aura. N-are importanță ordinea. Voi sunteți cei dragi mie care mi-a făcut surpriza asta. Acum, când a venit Ana, bubule, am o surpriză pentru tine. Da, o știam eu. Da, nu, e limpede. Alerta e dată de gradul 0 pe unde treci, nu mai lăsați ouă. Cea care m-a omorât-o, o blocasă, o apucasă de aripi și o ținea blocat. Era priponit, pur și simplu. Nu se mai mișca deloc. În spatele ei și făcea treaba asta. Așa că o să închid camera, să o pun undeva ușor. Am văzut de cum se mișca albina pe deasupra. Era o zarvă, uitați-vă așa, cum o vedeți acum, o zarvă destul de mare. Ca atunci când e o matcă băgată forțat în gen, în grup. Da, uite cum. E la un pas de a o face, de a o înghesui să... Uitați ce face. Cu greu scapă. Cearcă așa cu picioarele să-l dea deoparte, să mă lăsați în pace, să-mi văd de treaba mea. Nu o las. Ce frumos lucrează matca asta, vă arăt în date. Haideți să încerc să o închid. Așa. Și acum să... punem la loc ei ușor, maximă prudență, așa ca să nu facem vreo roacăle. Spuneam că maximă prudență, am închis-o între timp, am pus-o jos, dar asta văd că ea înregistrează în continuare. Vreau să vă arăt cam cum lucrează, ce calitate de rame au făcut. Mai sunt câteva rame deja acolo puse. Lucrate perfect, perfect. Da, dragi voi, toți. Doar rândul de sârmă se vede cum a fost lăsat de la un cap la altul. Cred că nu a fost sârma îngropată bine pe partea asta. Și atunci unde era să pun o pe sârmă. Ia zi pe partea asta. Și de partea asta. Ori sunt faguri prea subțiri, ori sunt mai prea groase, ceva îi, că după ce ea a lucrat, adică s-a apucat când matca să ouă, celulele sunt crescute, dar matca n-a depus ouă aici. Așa. Așa că am ciugulit trei rame cu puietanul, le-am luat astea, să-l mai potolesc din furia asta. Da? Trei rame cu puiet. Nu găsesc matca la vremea asta, eram destul de necăjit. Că... Și am băi, da, nu pot să-l iau, trebuie să-l iau la mână din nou. Puiet gata, de ecluzionare, puietul ecluzionează. Deci cu puiet copt, cum să spunem noi, în limbajul apicol. Da? Iată, într-adevăr, aici chiar găsim și albinuțul care ecluzionează acum. Ia uitați. Da. Sunt aici. Zona asta e ecluzionat. E numai tineret pe aici. Nu mai tineret. Așa că Viorel m-a rugat să-i dau câteva rame cu puiet. Cu ocazia asta îi pregătesc și lui. La revedere, dragilor!